Bună seara! Pentru că e ora 7, sper că v-ați obișnuit, în fiecare seară vă invităm pe Undă Verde să discutăm franc, curajos despre ce ni se întâmplă în lume. Evident, tema predilectă pentru toată lumea e pandemia de SARS-CoV-2 sau COVID-19, pentru că nu e așa, 1,5 milioane de oameni sunt confirmați infectați. Vreo 90.000 de oameni au și murit între timp. Deci vom vorbi neapărat și despre asta, despre cum se protejează fiecare în parte. Sper că sunteți și voi izolați la domiciliu sau la serviciu, dar tot în condiții sigure. Vom vorbi azi, vom avea o punte virtuală cu Germania. Pentru început avem doi români, o româncă și un român din Germania, doamna Adina Tatu și cu Eugen Trif. Locuiesc probabil de mai mult timp în Germania, nu sunt dintre lucrătorii sezonieri care au plecat chiar azi din aeroportul Cluj și a ieșit mare scandal pentru că stăteau câteva mii îmbulziți în parcare. Vă rugăm să ne povestiți pe rând cu ce vă ocupați, ce faceți în Germania, cum ați ajuns, vă intereseze Partidul Verde. Bună seara în primul rând, da, bună. Și îmi pare bine. Sunt de 10 ani în Germania. Nici nu știu cu ce să încep. E o viață de om. Da, cu o viață de om. Două cincinale, ca să vorbim în limbaj partinic. Am ajuns în Germania datorită justiției și legislativului din România. Atunci să precizăm din cauza și nu datorită, pentru că v-a făcut să plecați de acasă. Din cauza, pentru că am ocupat o funcție de director resurse umane în cadrul unor companii destul de cunoscute, respectiv McDonald's România și ulterior Tech România, făcând muncă de birou, dar totodată și muncă de teren. Da? Îl rog pe domnul Trif să închidă microfonul cât nu vorbește el, pentru că o bruiază pe doamna Tatu. Și ați plecat în Germania. V-ați găsit loc sub soare? A trebuit să învățați limba dacă nu o știați? M-am descurcat la început cu limba engleză, sincer. Deci toți nemții vorbesc limba engleză. Nu vor uneori să vorbească, da? Dar toată lumea învață în cadrul școlii limba engleză. Acum, cu Brexit-ul, s-ar putea să crească ponderea Germaniei și să li se umfle pieptul că ei sunt locomotiva economică și culturală a Europei și să impună limba germană și la nivel UE. Da, s-ar putea. Însă trebuie să ne integrăm și trebuie să ne adaptăm condițiilor, că altă soluție nu există. În momentul de față lucrez în cadrul companiei Honker GmbH, care produce tot ce înseamnă senzori pentru automobile. Și acum lucrați sau șomaj tehnic sau izolare la domiciliu? Sau cum se spune la noi, Kurzarbeit. În traducere românească, muncim mai puțin. Scurt, adică așa. Curt. Da, curt. Așa. Și o să fim plătiți probabil undeva la 60% din salariu. Încă nu se știe, nu s-au făcut deocamdată niciun fel de documente, nu i-am semnat niște hârtii. Cât va dura iar nu știm. Deci eu de la 1 aprilie am intrat în acest șomaj tehnic, cum se numește. Abia o săptămână. Da, și profităm de ocazie să facem politică, dacă se poate. Bravo, mulțumesc. Să vedem și domnul Trif să se prezinte, să ne spună ce face. L-am văzut, face live-uri din camion. Nu-i interzis asta în Germania, că în România, dacă te prinde poliția, iei o amendă barosană. Bine, nu avem treabă cu telefonul neapărat, pentru că telefonul stătea pe suport. Și Tele au făcut tot la fel și lui s-a atras atenția, au renunțat. Cred că voi renunța și eu, pentru că la 4 ani de când sunt în Germania, e deja a doua ocazie în care sunt șomer cu acte în regulă. Cel puțin de astăzi am intrat în șomaj. Oficial. Din motiv de criză, da? Din motiv de criză, da, dar părerea mea personală e că multe, foarte multe companii de aici, din Germania, au, cum să zic, au prins chestia asta cu COVID-ul și au concediat foarte mulți oameni. Ca pretext doar, da? Ca să scape exact de oameni. Ca pretext. Exact, ca pretext. Eu am lucrat până acum, sau cum să zic, să povestesc acum, până în septembrie am lucrat la o turnătorie de aluminiu și zinc. Din cauza că am fost bolnav, să zic, și eu trebuie să fiu operat la picior, într-o zi mi-au spus că o să mă trimită în șomaj. Am întrebat că de ce, mi s-a spus de atunci, păi uite că avem mai puțin de lucru, că o fi că o păți bine. M-au trimis în șomaj. M-am reangajat la o altă firmă, care e o firmă de plasare forță de muncă din Nürnberg, care are foarte mulți muncitori români în toate, sau aproape toate domeniile, care sunt în industrie sau orice ar fi pe lângă Nürnberg. Și eu m-am angajat housemeister, adică un fel de, nu știu, de meseriaș în întreținerea locațiilor. Aveam 3 locații plus alte, nu știu, 20 și ceva de locații în toată Germania, în care, mai știu eu, trebuia schimbat un bec, trebuiau zugrăvit sau alte minuni. Deci, pe partea asta vreau să spun că încă era de muncă. Dar eram eu cu încă un coleg din Moldova, din Basarabia, și aveam o colegă din Mozambic. Ce mică e lumea! S-au adunat de pe toate continentele. Toți vor Almania, acolo e destinația, Eldorado. Da. Bine, și colega din Mozambic avea noroc că era în Germania datorită faptului că au cetățenie dublă cu Portugalia. Și prin cetățenie, având cetățenia dublă și portugheză, au putut să vină la muncă în Germania. Ceea ce se numește liberă circulație a forțelor de muncă în Europa, în Uniunea Europeană. Când m-am angajat la firmă, la 1 octombrie anul trecut, aveam un coleg și el era portughez, dar el era din Angola. Și era și el aici, dar el deja era, nu știu, avea, cred că vreo 20 de ani aproape de când e în Germania. Ne spuneți asta ca să ne informați că Germania e cumva multiculturală, multietnică, aproape ca Statele Unite acum, da? Da, dar vă spun asta pentru că vreau să ating mai târziu un alt subiect. Ok, hai să revenim dar la a doua parte a întrebării mele. Cum ați ajuns la Verzi? Sunteți membri sau doar simpatizanți? V-au inspirat verzii germani care sunt acum pe cai mari, nu? Au participat și la guvernare. De inspirat, vă spun sincer cum am ajuns și să optez pentru Verzi și m-aș vrea un membru activ, atât cât îmi permite timpul, dar cel mai mult m-a inspirat faptul că sunt foarte mulți oameni noi pe care, să zic, ne-am mai văzut în politică, ne-am văzut la nivel de nu știu cum, de administrație publică locală, adică poate au fost, dar eu nu știu. Și asta m-a făcut sau m-a atras către Verzi. De ce v-au dezamăgit politicienii vechi? De unde plecați? De unde ați plecat din România? Ce primar ați avut? Ce președinte din România? Din România și peste tot e la fel, da? Din România am plecat din Alba Iulia, de la primarul, marele primar Ava, actualul europarlamentar, care avea, cum să zic, firmele lui de casă cu care lucra administrația locală. Eu eram angajat la una dintre firmele astea de casă, la primărie, și am participat la lucrări, cum ar fi blocuri sociale. Pe vremea aia Hava era în PDL, banii au fost dați de la stat, o mare parte din ei, subvenționați din stat prin Elena Udrea. Gabi Ursescu, faci zgomot, închide microfonul. Și, cum zic, am lucrat și în cartierul cel nou făcut pentru moții de la Roșia Montană, când au fost strămutați, că era vorba că se deschide mina la Roșia Montană și au fost strămutați. Și cum zic, care era ideea, am lucrat la acest patron, am ieșit odată din firmă, sau cum să zic, mi-am dat demisia din firmă pentru că deja nu mai făcea plățile la timp, nu mai era, adică erau întârzieri mai mult de o lună de zile la salariu. Și atunci am plecat din firmă și am lucrat o perioadă particulară. În perioada aia, lucrând particular, dar lucrând particular cu PF-ul, un angajat care era, să zic, mâna dreaptă a patronului, m-a păcălit cumva și m-am dus, am acceptat să lucrez din nou cu ei. Dar m-am dus și am lucrat, iar, cum să zic, eram angajat la ei, ca să nu mai plătesc eu, să zic, din buzunarul meu impozitele la stat, dar în înțelegerea între noi era să fiu plătit la lucrare. Ei, asta a fost un fel de evaziune fiscală? Păi nu era un fel de evaziune fiscală în sensul că... Sau evitarea dublei impozitări? Să zicem ceva de genul. Deci eu eram angajat cu carte de muncă la ei cu tot, dar, cum să zic, nu mai aveam salariul fix, doar că eram cu un salar care... da, contract de colaborare, cum ar veni. Exact, cât munceam, atâta eram plătit. Ei, când au venit vremea de plată, domnul respectiv a crezut de cuvință că ar fi bine să-mi dea o teapă, cum se spune de românește, undeva la vreo 2000 de euro. Și? Asta era în octombrie, iar instanțe, parchet, ceva? Ce instanță și cu cine să mă duc eu? Am fost un om mic, fără resurse, fără din alea, să mă duc să fac ce? Ei, nu știu cum să zic, nu eram singurul care am pățit treaba asta. Mai erau încă 3 firme care nu mai puteau recupera banii de la ei și erau în judecată și n-au rezolvat nimic mare lucru. Sincer. Am înțeles. Sperăm că... Atunci, în 15 noiembrie, am ridicat ancora, cum zicea Băsescu, și am plecat în Germania. A, deci sunteți plecat de jumătate de an doar, da? Nu. De din 4 ani? Din 2016. Ai, alt an, nu anul trecut. Ok. Da, alt an, da. Bun, și doamna Tatu, relația cu Partidul Verde? Păi, în primul rând, ar trebui să-ți spun ce profesie am, ca să poți să-ți dai seama. Sunt inginer zootehnist. Ok. Eu sunt vegan al 4-lea an. Da, dar tu știi foarte bine că inginerii zootehnici nu se ocupă cu producția și creșterea și animalelor, ci pur și simplu și cu nutriția animalelor. Deci noi trebuie să știm și agricultură pe lângă altele. Însă, îți spun la modul cel mai sincer, adolescentă fiind, am început, de fapt m-am îmbolnăvit de acel microb al muntelui și am cutreierat vorba unui poet, da? Munții noștri Carpați. Îți spun la modul cel mai sincer, sunt îndrăgostită efectiv de bogățiile naturale pe care România le are. Încă le mai are, pot să-ți spun. Încă le mai are, da? Asta a fost primul impuls. Al doilea impuls, însăși Florin Călinescu. Pentru că eu, personal, am venit în România în 2018, m-am întâlnit cu dânsul și am stat de vorbă. Și ne-a explicat efectiv ceea ce își dorește dânsul să facă. Fiind pe aceeași lungime de undă, am zis da, facem, fără să stau să mă gândesc, fără să rumec, fără absolut nimic. Deci a fost, gândește-te, am o vârstă, da? Gândește-te că este... Nici eu nu-ți flăcău, este... am 46 de ani. Mulți înainte. Îți spun sincer, am spus că dacă nu începem să ne implicăm pe rând, unul câte unul, indiferent dacă am făcut sau n-am făcut politică, dar cu sufletul să fim sinceri și să avem suflet curat ca să putem să facem ceva. Da? Atunci... Cine? Cine? Și m-am gândit că dau un exemplu tinerilor care efectiv nu știu încotro să o apuce. Ăsta a fost primul meu gând. Deci să-l susținem pe Florin Călinescu, să nu rămână singur Don Quixote, inițiator de idee și cavaler, când într-un partid trebuie să fie echipă, specialiști, oameni implicați. Deci hai să-i fim alături. Exact, exact, exact. Să-l salutăm, dar cu ocazia asta și pe un alt Sancho Panza al cavalerului tristei figuri, pe Gabriel Ursescu, care e și el plecat din diaspora, dar din diaspora scandinavă. Vă pup și vă iubesc pe toți, indiferent că sunteți membri, simpatizanți sau nesimpatizanți ai Partidului Verde. Ne leagă, e clar, România, tot ce este frumos și pozitiv. Cel puțin așa este în bula mea, să zic așa. Așa e. Și să revenim la Germania. Cum se întâmplă acum cu criza asta mondială? Cum rezistă Germania și în ce fel miraculos e capabilă să adună străini din țări la fel de contaminate ca Germania să vină, iată, românii cu miile la munci sezoniere? S-a repornit economia germană, că la noi fermierii se plâng că aruncă laptele pe care îl storc de la vaci, pentru că nu are cine să-l consume. Dar Germania văd că investește probabil mai degrabă în activități agricole. Sau unde se duc românii care au plecat azi cu miile? Deci vreau să-ți spun că în momentul de față, deci să știe clar, luna aprilie și jumătate din luna mai este sezonul șparanghelului, cum s-ar spune. E o mâncare tradițională în Europa, Franța, Germania. Fiind o legumă foarte căutată. Problema și întrebarea mea ar fi ce or să facă oamenii ăștia cu atâta șparanghel, pentru că de obicei fermierii nemți vindeau acest șparanghel la restaurante, fiind una dintre legumele considerate delicatese. Eu îl găsesc la supermarketuri, la Lidl, la Kaufland și îl consum cu mare plăcere. Nu știu dacă vine din Germania, dar se cumpără în magazine și magazinele funcționează și încă vor funcționa. Da, sunt de acord cu tine. Și e un produs care nu se strică ușor, poți să-l ții și o lună în frigider, deci poți să-ți faci și rezerve. Însă vreau să-ți spun că la noi, chiar dacă restaurantele sunt închise, da? La noi încă se mai servește mâncare la pachet. Deci ai posibilitate să dai telefon, să-ți comanzi ceva de mâncare, să te duci să-ți ridici mâncarea de la un geam sau de la ușa restaurantului. Deci nu există probleme. Exact stilul McDonald's-ului pe care îl știe toată lumea, drive-in. Da? Deci încă la noi se practică chestia asta. Vreau să-ți spun că toate șaormăriile, toate pizzăriile sunt deschise special pentru livrarea pachetelor. Da? Și pentru livrarea mâncării. Și au foarte mult de lucru cei care cu bicicleta, cu mașina, cu trotineta fac livrare la domiciliu, probabil. Mai ales în localități urbane. Da, Gabi, te ascultăm. Da, eu să fiu un pic așa expeditiv cu niște chestii, fiindcă citesc presă din mai multe țări și vreau să fac o paranteză. Ieri a fost un webinar al verzilor europeni și parte din discuțiile respective au fost legate și de transport, și de hrană, și de locuri de muncă. Deci a fost intersectorial acest webinar și am reușit să-mi expun părerea față de problema pădurilor, aer, apă, sol și problema democrației. Dar totuși, webinarul de ieri a fost despre COVID și verzii europeni. COVID și cum afectează COVID-ul tot ansamblul, deci Uniunea Europeană cu tot ansamblul, adică toată viața noastră, practic, începând de la economie până la chestii de drepturile omului. Dar am să mă pliez pe tema de astăzi și am să spun în felul următor. Sectorul serviciilor, pe parte de online, mă scuzați, am copii care mă... Ok, numai puțin, să termin. Mă scuzați, asta este... Nu. Ok. Internet. Faza este în felul următor. Tot sectorul serviciilor online și în special în România, fiindcă era foarte în urmă, a explodat. Sectorul delivery a explodat în toate țările, vreau să spun, mai puțin procentual în țările unde acest sistem este deja implementat. Dar în România, chiar astăzi ascultam pe Digi, dacă nu mă înșel, nu vreau să fac reclamă unui post sau altuia, care este discutabil, dar vorbim pe cifre, era un domn expert acolo care spunea sectorul serviciilor pe parte de plăți online, pe delivery, pe una alta au crescut. Mai mult decât atât, unele firme au reușit să... angajeze oameni, deci să cer oameni pe partea aceasta și este clar că este momentul oportun să se creeze locuri de muncă pe chestia asta, mai ales că noi ne lăudăm că suntem cei mai buni IT-ști, culmea că România stă foarte prost pe partea administrativ-birocratică a acestui lucru. Servicii electronice, da, ghișeu unic și... administrare electronică. Da, Gabriel, știi de ce? Știi de ce? Îți spun și de ce. Procurarea unui program specific unui asemenea serviciu costă bani. Ori românul nu este învățat să investească ca să amortizeze investiția în timp. Românul nostru vrea să investească bani și în secunda 2 să scoată și profitul. Nu se poate. Nu se poate chestia asta, înțelegi? Nu, este clar. Eu nu văd pe nimeni să facă... Gabi vorbește despre instituții de stat care n-au vrut să-și electronizeze activitatea. Și despre instituții de stat, exact, și despre treaba asta și observăm ce salt mare și diferență mare este între firmele online din România, cele care sunt pe comerț sau celelalte care vând diferite servicii și unele primării din România. Efectiv, este o diferență de la cer la pământ. Și aici cred că este o pâine de mâncat pentru IT-știi din România care doresc să nu să rămână în România. De ce? Fiindcă ei pot lucra de oriunde din lume, de fapt. Mă înțelegeți? Deci sectorul IT acum este firul roșu, este încins acum. Și pe partea de servicii, această perioadă legată de COVID este o perioadă în care, în ciuda aparențelor, este o perioadă de oportunități de antreprenoriat. Eu nu sunt economist, dar cine încerc să citesc, să mă informez și așa mai departe și este clar că economia va merge în direcția respectivă pe tot domeniul, începând de la chestii industriale până la chestii eco, eu știu, o mică fermă, parte de servicii la o cooperativă, eco sau așa mai departe, chestii de ticketing la o pensiune, etc. Deci, exemplele bune le putem lua și din vest, inclusiv din Germania, dar și venind cu idei specific românești și aplicabile la România. Fiindcă, da, trebuie să ținem cont și anumite specifice culturale, să zic așa. Apropo de specificul cultural, învață ceva românii de afară, de la nemți, de exemplu, dacă stau câte cel puțin 4-10 ani acolo, că ăștia muncitorii sezonieri probabil nu reușesc nici limba să o învețe. Cei care stau mai mult învață ceva de acolo, dacă nu inventăm noi bicicleta, măcar să știm să importăm de acolo modele de comportament, de atitudine, ca cetățean, contribuabil, alegător, învățăm ceva de la nemți. Vă întreb. Eu una spun sincer, am învățat foarte multe. Deci în primul rând am învățat să respect legea. Și îți voi explica de ce. Pentru faptul că a arunca o hârtie pe stradă, a arunca un chiștoc de țigare pe stradă, efectiv, și Doamne ferește, se întâmplă să treacă mașina poliției în momentul respectiv sau te vede un neamț, da? Pune mâna pe telefon și sună la poliție. Și vei fi amendat începând de la 40, 80, 120 de euro. Da? În marile orașe. Doar că există... la noi nu există cultura denunțului. Nu știu de ce e considerat o chestie imorală și nedemnă de pușcărie să denunțe. Ești un trădător că ai denunțat pe cineva. Și ce dacă am făcut un bairam la ora 11 noaptea? Ce, tu nu te bucuri, tu n-ai zi de naștere? Deci oamenii aici în România și dincolo de Prut, în Republica Moldova, nu denunță nici dacă nu poate dormi în noaptea aceea pe cineva care face scandal sau aruncă cu petarde sau a tăiat un copac sau a acaparat o bucată de pământ. Nu-l denunță și de frică și din comoditate și de rușine că ce o să zică vecinii, ce o să zică cu metru. Pe când nemții, se știe, au cultura denunțului. Nu numai cultura denunțului, este cultura ordinei și disciplinei. Îți dau cuvântul meu de onoare. Deci asta este pentru că ei au încredere în instituțiile statului, că funcționează poliția, că funcționează justiția, pe când la noi oamenii știu că nu m-aș fac dușman degeaba. Oleg, nu știu dacă știi, dar în momentul în care tu te duci să te înregistrezi la primărie cu un domiciliu stabil în Germania, automat informația pleacă mai departe către toate instituțiile statului. Respectiv case de sănătate, respectiv nu știu, Landratsamt se numește, autoritatea pentru care se ocupă cu plata gunoiului, cu un fel de administrație, nu financiară, un fel de administrație locală, locativă, pe diverse domenii, da? Finanțant. Finanțant înseamnă exact ANAF-ul nostru, da? În momentul în care te oprește poliția pe stradă și te legitimează, este de ajuns ca în acel computer pe care ei l-au la bordul mașinilor, să scrie numele tău și atunci vede absolut totul despre tine, inclusiv contul bancar. Există un program, o relație foarte strânsă între primărie și restul instituțiilor statului. Probabil pentru că serviciile astea sunt digitalizate, centralizate și funcționează cu toată autonomia lor locală din landuri, nu? Că acele sunt aproape stat în stat. Dar exact. Funcționează o Germanie federală. La noi un stat exact. Național unitar, dar nu știe stânga ce face dreapta. Nu știe poliția că inculpatul acela e arestat și de asta n-a putut să vină la judecată. Și se întind procesele secole, decenii. Am vrut să-l provoc pe domnul Trif să se dea cu părere. Am auzit idei că dacă s-ar da, eu știu, 10, 25% din amendă celui care denunță prin lege, oamenii, inclusiv românii, ar începe să denunțe și ei ilegalități care se întâmplă în jurul lui. Dumneata, ce părere ai de așa proiect de lege? Ca viitor politician. Eu ce părere să am? În primul și în primul rând, la noi cultura asta de a da în gât pe vecinul, de a denunța. Bine, eu am zis a denunțat, doamna Adina insistă și ea pe denunțat, omul zice pe de-a dreptul, îl dai în gât. Da, îl dai pe mâna jandarmelor, a poliției, a primăriei, îl denunți, deci, autorităților. Asta a fost cultivată în vreo 30 de ani în România. Foarte mulți știau de frica informatorilor securității în care erau luați la bani mărunți și așa mai departe. Iar tu, acum, în momentul ăsta, dacă vii cu o lege din aia, mulți te vor stigmatiza și îți vor spune, a, tu ești comunist. Sunt ferm convins de chestia asta și, nu știu, până la proba contrarie. Sau e posibilă folosirea abuzivă a legii, să te denunțe cineva pentru fapte pe care nu le-ai făcut și după aia tu te-și demonstrează că n-ai aruncat tumul cu cela de țigară, dacă a zis vecinul că tu, ca să te răzbune, nu? În stil balcanic. După ordonanțele astea militare care se dau în România, cred că ajungem în evul mediu ăla întunecat în care stăteam să Inchiziția să judece vrăjitoarele. Deci cam așa ceva e. Că dacă ieși în drum și te vede vecinul și, nu știu, te-ai certat alaltă ieri cu el, s-ar putea să suni la poliție acum și să vină poliția să te prindă în drum, că el te-a spus. Ați interacționat cu poliția germană, polițai, celebru polițai. Se întâmplă abuzuri ca cum se întâmplă la noi, mai ieri ați văzut, poate s-a viralizat niște imagini cu polițiștii care dau pumne în stradă, deci dacă îl bate omul cu uniformă în stradă pe un alt om pașnic, vă imaginați ce se întâmplă la comisariate, la inspectorate de poliție, departe de ochii lumii, ce se întâmplă în Germania? Vreau să-ți spun două cazuri în care eu personal am fost dus la un club unde cânta un cântăreț român și m-am dus și eu. De curios să-l văd, de curios să văd atmosfera și așa mai departe. Ei, românii noștri, conaționalii, ca de obicei după ce beau un pahar, încep să se zburlească unul la altul și să nu mai încapă în același spațiu. Ei, asta s-a întâmplat și acolo, în clubul respectiv. Bodyguards-ii sau oamenii de ordine de acolo, sau cum vreți să le spuneți, i-au scos în drum, în stradă. În stradă i-au continuat scandalul, unde nu au avut nicio problemă. A venit poliția și aveți cuvântul meu de onoare că s-au rugat de ei o jumătate de oră să înceteze în a zbiera și a face gălăgie și să meargă acasă. Nu i-au legitimat, nu le-a făcut absolut nimic, doar o jumătate de oră au încercat să-i lămurească să plece acasă, să se liniștească, să plece acasă. Ei, dar ți-ai găsit-o. Nu s-a întâmplat asta. Atunci, sincer îți spun, a zburat pe sus, l-au culcat la pământ, l-au imobilizat, l-au introdus în mașina poliției și l-au dus unde l-au dus. Dar nu l-au bătut. Dar, pentru că asta denunți ca fiind ilegal, nu-l bați pe omul care nu vrea să se legitimeze sau e beat sau pare drogat. Nu-l bați pe om, nu-i dai cu pumni în cap. 1000% se practică, indiferent ce ar fi, doar chestia să vorbească cu tine și să te lămurească. Și deci la o strictă necesitate, imobilizarea și reținerea. Aia, clar, da, aia deci nu se discută. Te imobilizează și poți să zici te arestează, dar în ziua următoare, de cele mai multe ori îți dau, dacă e doar pentru scandaluri din astea iurea, îți dă drumul acasă, dar bineînțeles că vei avea de plată de... Da, asta e reținere, se numește reținere, pentru că pentru arest e necesară o sancțiune a instanței de judecată. Reține până dimineața. Până te liniștești, până îți vine mintea la cap. Da, da, da. Dar după, când trebuie să dai banii, îți pare rău. Vreau să completez un pic. Eu stând în Suedia, vreau să spun că nemții și cu suedezii sunt cam verișori, să zic așa. Ei au chestii tradiționale de sute de ani, inclusiv comerț, parte de cultură și așa mai departe, și limba suedeză este de fapt o limbă germanică și dacă judecăm după partea aia, undeva la 70%, dacă nu mă înșel, dintre verbe sunt de origine germanică. Dar în fine, Acest live este în locurile de muncă, dar dacă toți ați dus discuția încolo către partea de ordine publică, aș vrea să precizez câteva lucruri. Polițistul român nu este învățat la modul mai insistent ca să rezolve conflictele, să le aplaneze. Este acel curs de conflictul, managementul conflictelor, mă înțelegeți? Ei îl fac, fiindcă au un program școlar la poliție și din când în când au câte un refresh ca să facă treaba asta. E bine, dincolo în țările din vest, acest lucru este, bineînțeles, mult mai bine aplicat. Dar ce vreau să spun? În acel material filmat aseară, care s-a viralizat foarte mult, trebuie să ascultăm amândouă părțile, atât polițaie cât și acel cetățean. Eu tind să cred că acel cetățean a greșit undeva și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mă înțelegeți? Eu am făcut... Nici o greșeală nu justifică ce a făcut polițaiul. E total, absolut interzis prin Convenția Europeană și prin Constituția oricărui stat european aplicarea forței nejustificată, adică aplicarea torturii. Bun, și eu ce spuneam de... că a greșit, pentru greșeală îl identifici și îl amendezi. Eu spuneam de aplanarea unui conflict, managementul conflictului, care înseamnă psihologie, drept, chestii de social, de empatie și așa mai departe. Mă înțelegeți? Ei, noi românii trebuie să ținem cont și de chestia culturală care o avem. Suntem șmecheri și proști. Mă înțelegeți? Indivizia ea, tind să cred, da, indivizia ea, eu cred, nu vreau să țin partea polițistului care și el vrea să-și arate cât este de mușculos. Este frustrat. Suntem în perioada frustrării și trebuie să ne uităm în față. Frațile, și probabil acel polițai s-a... Ne uităm în față. Da. Acel polițai exact, probabil s-a inspirat din clipuri văzute pe WhatsApp sau pe undeva prin Bangladesh, din India. Dar el n-a citit în viața lui nici legea despre poliție, nici Constituție, el nu știe drepturi, el nu știe că asta e interzis. Lui i s-a părut că dacă fac polițaia aia, hai să fac și eu. Și a făcut greșit, acum a încasat un dosar penal și riscă să rămână fără epoleț. Dragă Oleg și cei care ne ascultați, ăla trebuia să fie somn de la primul punct. Eu am organizat mai multe proteste în mai multe țări. Da, am să traduc. Întâmplare face că eu am statutul de veteran din teatrul de operații și am participat la asemenea cursuri. Mai mult decât atât, am fost învățat să apărăm un conflict și așa mai departe. Mă înțelegeți? Bun. Am făcut proteste la Bruxelles, am făcut proteste în Suedia, am făcut proteste în Franța. Și la Strasburg, în 2018, în 10 septembrie, deci la o lună după protestul din 10 august 2018, n-am știut. Am mers la 50 de metri mai lateral în fața Parlamentului European, unde am întâlnit cu presă, cu europarlamentari, cu oameni politici și așa mai departe, și a venit un tip de la jandarmerie. Pardon, de la poliție. Era deja duba de poliție acolo, fiindcă așa era ea standard. Ei știau deja de noi și ne-a observat 10-15 minute și a venit un tip de acolo. Întâmplarea face ca să cunosc și limba franceză. Și mi-a spus, domnilor, vă rog frumos să vă mutați la 50 de metri mai încolo, pentru că așa sunt regulile, nu ați primit o prăboare să aici. Eu ce trebuia să fac? Să fac ca și șmecherii din România, care deodată ce trec granița, să umfle mușchiul ei? Nu, am spus, bine, ok. Ascultă-mă, Olic, că știu ce spun. Mai spun-o încă o chestie, nevastă mea este născută în Franța. Și mi-a spus, zice, când vine CRS-ul, un fel de poliție de intervenție, sau jandarmerie de intervenție, ce cu ea nu glumești. Îi spun o dată de două ori și a trei ori ești luat pe sus. Ei, tipii ăștia erau de la CRS. Ce trebuia să fac? Să mă dau șmecher, ca și ăștia care mare parte din români, când iau o țuică în bot, să umfle orezul în ei. Despre asta este vorba. Deci de ce românii pot să respecte regulile dincolo de graniță? Mă, frate, și când trec dincolo de Nădlac, scuipă, să pișă, să-și facă rahatul în drum. Că ăsta este adevărul. Ăștia suntem, Oleg. Ăștia suntem. Dar nu să ne mai mințim. Gabi, ascultă dar și opinia mea a unui român, să zic așa, care privește dintr-o parte România. Am făcut doar 4 ani studii aici la București și abia 3 ani în urmă m-am mai întors la București deja cu traiul. Până acum, toată viața mea, născut în URSS, am fost departe de România. Când am venit aici, am văzut o obediență înfiorătoare, o frică a românului față de organul de stat, mai ales polițai, jandarm, o frică rușinoasă. Eu încerc să vorbesc demn cu polițaiul și lui nu-i vine a crede că cineva îi se împotrivește și eu vorbesc demn și civilizat și îi spun că am dreptul, că mă apără Constituția, că mă apără Convenția și el mă ia pe sus și mi-aplică amendă. Și mai grav e că instanțele de judecată le dau dreptate, mai grav e că parchetul sesizat despre abuzurile jandarmilor și ale polițiștilor au refuzat sau au clasat dosarul penal și acum am cel puțin 2 plângeri la Strasburg împotriva României și o a 3-a stă pe țeavă. Și o să demonstrez că românul încă e prea moale față de atitudinea arogantă, de curcan a polițistului și a jandarmului. Dar uitați-vă să revenim la tema inițiată. Nu avem educație juridică, autoritățile statului sunt varză, muci sau cum vreți să o spuneți, că trebuie să o spunem în felul ăsta. Inclusiv polițiștii care... Prin definiție ar trebui să aibă studii superioare de drept, dar n-au citit o carte în viața lor. Nu, dragilor. Problema este de aplicare. Poți să înveți și poți să fii doctorand. Da, poți să fii academician. Dar dacă tu, ca și academician, scuipi pe jos, arunci chiștocul, nu ești academician. Cea mai mare diplomă în viața asta este cei 7 ani de acasă. Indiferent unde suntem. Că suntem în Minsk, că suntem la Moscova, că suntem în București, că suntem la Chișinău, că suntem la Stockholm, că suntem la Paris. Cei 7 ani de acasă este cea mai mare școală care putem avea. Nu numai, Gabi. Hai să spun o chestie. Aici, în Germania, polițiștii sunt obligați pentru că au un anumit program. Da? Tu știi că conștiința lor le spune... și sunt obligați prin acel statut al polițistului, da, ca ei să meargă cel puțin de 3 ori pe săptămână la sală, în primul rând. Asta este prima chestie, da? Fac tot felul de cursuri peste cursuri, în timpul lor liber, dar se duc. Și nu cursuri de dans sportiv, ci cursuri de instruire profesională, să cunoască legi, să cunoască proceduri. Exact, exact. Mai încă o chestie. Acum noi am intrat în alt. Noi mi-aș fi vrut să vorbim despre locurile de muncă, dar în fine, discutăm și de... Dar nu ne-a impus nimeni tema locurilor de muncă, stai liniștit. Dacă era un polițist care dădea în el și era bășicat, era problemă, uite la slinosul ăsta. Dacă a fost mai bine făcut, dacă o alergat și după individul ăla, de ce l-au alergat așa, bă frate? Păi da, nici cum nu merge cu românii ăștia. Problema cu alergatul? Nu, ascultă-mă. Deci ăla, spun, în secunda 2, în Suedia, sau în Germania, sau în Franța, era pus jos și băgat în dumbă. Pump! Gabi, liniștește-te că nu alergatul e problema, ci pumnii care... Îi dădea pumnii unui om pașnic, fără niciun temei. Care pașnic? Știi? Ai făcut o analiză, Oleg. Da, omul stătea nemișcat și ăsta îi dădea pumnii, absolut ilegal. Oleg, trece pe careva pe lângă tine și te scuipă în gură. De unde știi că scuipă? Erai acolo, l-ai văzut? Uite, mai e un comentariu. Istrate Cristian Gabriel zice că... Crede că ne batem, do? Cristian Gabriel Istrate zice: băi frate, terminați-o că poliția bate. În primul rând, filmarea nu-i toată, iar acel individ a scuipat primul om. De unde băi știți că a scuipat? Așa zice polițistul, dar polițistul nu are cameră de bord, are avantajul că sunt 2 și poate să mintă orice, poate să zic că i-a zis de mamă. Așa fac polițiștii, niște lași. Polițistul nu trebuia să ridice mâna până dacă nu avea cameră ca să înregistreze chestia asta, că el trebuie să justifice aplicarea forței. Și din video pe care îl avem de la balcon, se vede că lovește un om absolut inofensiv și pașnic, cu acuzația ce cauți la ora 10, după ora 10 în stradă. Da? Un serios motiv ca să-i dai omului pumn, nu? Și deci același strate Gabriel zice, poliția nu este de vână. Oleg, în America și chiar în Belgia, riști să fie împușcat. Astea sunt mituri care știți voi despre poliția din Statele Unite sau din Belgia. În schimb, Dmitri Capriș ne întoarce la tema anterioară. Eu sunt în Germania și dacă observ o infracțiune și nu apelez poliția, sunt automat participant la infracțiune. Și dacă vorbim despre contravenție, poate că nu e lege la noi, dar în caz penal, oriunde, în orice țară, dacă ai cunoștință despre o infracțiune, despre o crimă și nu o denunți, tu ești complice la acea crimă. Poate ar trebui să extindem asta și la faptele administrative, contravenționale, cum se zice. Oleg, depinde de infracțiune. Depinde de infracțiune, da? Deci, polițiștii la noi aici nu se bagă între partenerii de viață. Deci, decât dacă femeia este plină de sânge și se duce personal pe picioare la poliție și face reclamație. Atunci poliția o ia pe ea, cu tot cu copii, o bagă într-un cămin special de femei maltratate cu copii, care se numește Frauenheim. Dacă a avut grijă statul să-l facă din timp, dacă nu, la noi nu prea există astfel de aziluri? Există, deci există, la noi există, să știi, la noi, la nemți, că nu la noi. Deci revin un pic, Eugen, revin, în afară de cei 7 ani de acasă, fiecare dintre noi trebuie să se autoeduce. Înțelegi? Sau privind modele străine să se educe, da. Că autoeducarea fără experiență proprie nu prea vine așa de la sine. Aștept să împlinești 40-50 de ani ca să fii sur la cap și deștept. Nu o să fii. Poți să rămâi la fel de prost cum erai în adolescență. Dacă nu ai experiența ta, dacă nu te cultivi, dacă nu te informezi, dacă nu treci prin judecăți, prin relații cu poliția. Hai să-l auzim și pe domnul Trif, că Gabi, văd că l-a scos nevasta din emisiune că striga prea tare. Treaba asta e în felul următor. Da? Noi am venit ca și poliție, vorbim acum, sau ca și structurile astea de apărare internă. Am convertit securitatea, am făcut o jandarmerie, iar pe milițieni am făcut poliția, da? Pe lângă faptul că au plecat o grămadă în pensie la după 40 de ani, sau dacă aveau 20 de ani vechime în câmpul muncii, puteau să-și ceară pensionarea, în loc să școlim și să scoatem politiști buni, noi am dat anunțuri în ziare în care am spus, sunt, nu știu, 1000 de locuri de polițiști, da? S-au dus, s-au dat un examen cu vițelul, cu vaca, cu curcelul, cu oaia, mai știu eu ce, dusă în pachetă la nu știu cine sau o mită băgată în buzunar, au trecut examenul, după 3 luni de zile au fost polițiști. Gabi, închide microfonul, te rog. Ce putem să îi cerem la ăla? Putem să-i cerem la ăla să vină să aplaneze un conflict și să vorbească frumos cu un om? Nu. De ce? Pentru că nu știe. El nu a fost școlit pentru așa ceva. În 3 luni de zile în care el a făcut un curs să știe să scrie un proces verbal pe care nici pe ăla de multe ori nu-l scrie corect, doar că lumea nu se duce să facă din asta, cum îi spune, în instanță. Da? Ca să nu plătească amenda. Se duce omul de bună credință, a plătit amenda și a scăpat. Ei, la nivel național sunt foarte, foarte, foarte mulți din ăștia. Foarte mulți. Nu mai spun că la nivel local e așa numita poliție locală, unde poți să intri și cu 8 clase și să fie ruda primarului, subordonare e tot sub primar și fac tot ce vrei acei vechili. Acum vroiam să spun, ăștia poliția locală, paznicii de la fabrici și uzine, inclusiv în Alba la mine, când mă duceam la primărie, era un nenea din ăsta Dorel, cu un pulan din ăla băgat la brâu, da? Care stătea și ce făcea? Te duceai și intrai înăuntru și te întreba, unde te duci? Mă duc, nu știu, am treabă acolo. Bine. Dar cam atât. Când apărea domnul primar sau domnul vice sau mai știu eu care gonguță mai mare din primărie, era drept. Pac, îi deschidea ușa, eu închidea frumos, bună ziua, să rămână și din alea. Deci ăștia, poliția locală, îți dă niște, nu știu, aserviți, că folosesc greșit termenul. Exact. Niște brelocuri la cheie. Păi exact. Am filmat la Primăria Capitalei, toată și funcția lor e să bage garduri, să scoată garduri ca să aibă cum intra doamna primar sau viceprimare sau angajații primării pe parcarea rezervată. Sau să păzească locurile de parcare din fața primăriei, dacă te duceai cu mașina. Imediat, în secunda a doua era la tine. Domnul, nu aveți voie să parcați aici. Ah, ok, dar unde să parchezi? Păi nu știu, mai în jos, mai în sus, dar locuri de parcare nu există. Există în zi de astăzi locuri de parcare. Nu se găsesc bani pentru o parcare, nu se găsesc bani pentru nimic. Au făcut în Alba, la nivel de oraș, o parcare care o costa, nu știu, undeva la vreun milion de euro. Care eu de câte ori am fost în Alba și de când e gata, eu mai mult o știu goală. Era cu plată, dar era tot timpul goală. Acum, la momentul ăsta, au tot făcut tot felul de tâmpenii să trebuiască să plătești locul de parcare. Plăteai odată anual, nu mai știu, era 150 de lei, pe urmă au mai scumpit. Acum, toate locurile de parcare trebuie plătite, dar locuri de parcare nu există. Plus că putem aborda tema asta, văd că și doamna Tatu vrea să adauge, pentru că e o temă care vizează pe verzi. Învățăm de la occidentali să schimbăm comportamentul, atitudinea, ca să eliberăm orașul de mașini, ca să ne mișcăm mai mult cu transportul public, mai ales cu cel nepoluant, să ne mișcăm cu bicicletele, mai ales că Bucureștiul, de exemplu, e plat și e foarte comod să mergi cu bicicleta, cu scuterul. Nu mă împic să completez ceva. Deci, dar dacă ai de făcut, de exemplu, eu vorbesc la nivel de județul de unde provin, pentru că îl cunosc bine. Dacă trebuie să fac naveta de la Blaj până la Alba Iulia, sunt 40 de kilometri cu cei. Nu ai cu ce efectiv. Îmi cer scuză că pentru că toată lumea se simte obligată să meargă la servici cu mașina sau să se ducă la magazin cu mașina sau să se ducă până la vecina cu mașina și toți au câte 2-3 mașini la scară și nu mai încape, nu mai se sufocă orașul de atâtea mașini. Se pare că domnul Trif a oprit mașina, vorbește doamna Tatu. A oprit camera. Da, vreau să spun următoarea chestie. Deci eu sunt bucureșteancă, provin din București. Sunt născută, crescută în cartierul Giulești. Da? Am trăit în toate etapele vieții mele, am trăit epoca ceaușistă, s-au dărâmat, da? Efectiv, parcurile care erau pe vremuri în sectorul 6 și s-au construit blocurile comuniste, da? Bun. Ulterior, apropo de aceste parcări despre care vorbiți, cel puțin în București, aceste parcări nu aparțin altcuiva decât primăriei și efectiv a sectorului de administrare a domeniului public. Da? Într-adevăr, atâta se plătea o sumă de 150 de lei pe an pentru fiecare. Dar cum au fost făcute aceste parcări? Între blocurile ceaușiste, unde aveam pe vremuri un petic de pământ, s-a turnat asfalt sau beton, s-au betonat efectiv acele bucățele în care noi aveam copaci, pusesem flori. Deci eu personal m-am, ca și asociație de proprietari de bloc, am fost în judecată cu primăria sectorului 6 pentru acest lucru. Și ce-i de făcut din modele europene? De schimbat comportamentul consumator al cetățenilor, să nu mai cumpere atâtea mașini, să nu mai folosească atâta mașini, să nu mai aibă nevoie de atâta parcare. Oleg, eu mă duc la servici cu bicicleta pe timp de vară, îți dau cuvântul meu de onoare, de începând din luna mai până la sfârșitul octombrie și pedalez 6,5 km dus și 6,5 km după 8 ore de muncă. Și foarte sănătos, dacă nu-i poluat orașul. Nu, nu, pentru că eu stau exact în munții Pădurea Neagră. Deci eu sunt înconjurată tot de natură. Deci ți-am spus că sunt îndrăgostită de natură și de-aia am și ajuns aici. Da? Asta faceți în Germania, dar acasă aici nu vă permiteați așa ceva, pentru că nu există infrastructură biciclistică, pentru că nu ai unde să o lași în siguranță, te trezești cu ea furată, pentru că aerul e poluat și mori de plămâni. Da, foarte sunt scurt de acord timp. Cu tine. Dar eu în București, când ajung în București, îți dau cuvântul meu de onoare că merg pe jos de acasă până la stația de metrou, cobor scările la metrou și funcționez cu metroul. Sau merg cu tramvaiul 41. Dacă nu sunteți din Drumul Taberei sau din sectorul 5, unde nu există nicio linie de metrou în rază de câțiva kilometri. Pentru că nu s-a investit, da? Pentru sau s-a investit timp de 10 ani în linia asta de metrou în Drumul Taberei și încă nu-i gata. 10 ani. Ci că mai mulți bani s-au cheltuit decât călătorie pe lună sau ceva de felul ăsta. Atâta costă metroul din Drumul Taberei și încă nu-i gata. Știu, știu, nu trebuie să-mi spui că știu și eu, sunt pusă la punct cu chestia asta. Și revenim la locurile de muncă, da? Vreau să-ți spun, de exemplu, Gabriel Ursescu este activist civic, da? Eu, de câtva timp, fac voluntariat. Și vreau să-ți spun că ne ocupăm de românii care au probleme în Germania, care au probleme de natură juridică, de natură efectiv, care au fost angajați la negru și nu au acte. Ne ocupăm de cei care, de exemplu, îți dau un exemplu. Am două cazuri de accidente de muncă în construcții. La noi în construcții încă se mai lucrează, să știi. Da? Pentru că se ține cont de distanța dintre cei doi lucrători, unul e pe schelă, unul e în altă parte, deci încă se lucrează. Un accident feroviar lângă Freiburg, la granița cu Franța, un băiat de 23 de ani, efectiv trenul a deraiat pe un pod care trebuia să fie dezafectat. E în spital. Astăzi m-a anunțat asistenta de la spital, Adina, vezi că mai avem un caz, avem un băiat care a lucrat în construcții la firmă nemțească, a căzut de la 3,5 metri. Da? Noi cu asta ne ocupăm. Efectiv, cum să spun, suntem un lanț de voluntari, da? Ne anunțăm unii pe alții, luăm legătura cu alți români, îi rugăm la rândul lor, ajutați-l, are nevoie de... Se duc oamenii cu mâncare la spital, se duc oamenii din propriile buzunare. Da? Avem oameni care au rămas pe stradă, muncitorii sezonieri de la restaurante, să știi. Avem oameni, nu știu dacă știi, aici în Germania se fac acele folkfesturi primăvara, în timpul Paștelui și toamna. Cele mai mari folkfesturi, cum ar fi Oktoberfestul de la München. Da? Toți șauștelării, că așa se numesc, au angajați români. Oamenii au rămas fără joburi. Ce facem cu ei? Ce facem cu ei? Eu personal, crede-mă, am dat telefon la ambasada română din Berlin. Am dat telefon la consulate. Ajutați-ne, oameni buni, că noi nu putem. Îi găzduim la noi, acolo unde găsim un voluntar și stă o săptămână, două, trei. Dar ce facem mai departe cu el? Păi și ieri am avut o discuție tematică, era Ziua Internațională a Romilor și cineva se lăuda că iau, am ajutat atâtea familii de romi, sunt rude cu metri. Da, foarte bine, la nivel individual sau de grup, civic, facem care și cât putem, dar nu e așa că trebuie să existe o politică de stat și a statului român pentru românii care pleacă în Germania și a statului german pentru românii care lucrează, sau orice străin care lucrează acolo, pentru că sunt ființe umane, au drepturi fundamentale care trebuie să fie apărate. Iată, Gabriela are o părere despre asta, dar să termine doamna Tatu. Stai, Gabriel, stai un pic, stai un pic. Avem un minister al românilor de pretutindeni. Avem? Parcă s-a făcut direcție pe lângă Ministerul de Externe acum, e oricum. Deci există, da? Avem câți consilieri și câți deputați, nu consilieri, câți senatori și câți deputați de diaspora avem? Un senator și doi deputați, parcă. Poftim? Din partea diasporei, un senator și doi deputați, nu? Nu. Sunt mai mult? Nu. Sunt 4 deputați și 2 senatori. 6, sunt în total 6, da? Crezi oare că putem să apelăm în situații de genul ăsta la cineva? Nici măcar la consuli. Nici măcar la consul nu putem, să nu-ți mai vorbesc de ambasador. Să nu-ți mai vorbesc de ambasador, da? Fiecare țară din Europa găsește sprijin. Numai noi nu găsim. Asta e grav și trebuie cumva denunțat și făcut o schimbare, cerută o schimbare. Chiar ieri am făcut interviu cu o activistă civică moldoveancă din Spania care a ajutat, iată, mâine pleacă primul avion cu repatriați din Spania și femeia a făcut muncă voluntară full-time și e mulțumită și de prestația ambasadei și a ambasadorilor pe care i-a cunoscut în ultimii 3 ani. Da, dumneavoastră ne spuneți despre ambasada română din Germania, care nu e deloc, și am impresia că ambasadorul e un intelectual, e foarte cunoscut, nu? Și, da? Și ineficient, a? Atâta timp cât dai telefon ca să ceri ajutorul și spui despre ce este vorba și ți se spune sunați la numărul de telefon din România. Păi cu ce mă ajută România pe mine? Eu am oameni în Germania. Păi în România unde? La Ministerul de Externe sau la ce număr? Da, da, de la MEA. Hai să vorbească Gabi că vine iarăși urgia peste eu. Da, am 3 gaițe în casă și mă scuzați că am fost un pic mai aprins, fiindcă și pe mine mă oripilează violență, da, așa este, revin la faza cu polițaiul de aseară și cu acel cetățean, lucrurile, și să termin cu treaba asta, vom vedea și partea cealaltă ce zice poliția în câteva zile. Așteptați un pic că se va rezolva, da? Bun, am încheiat subiectul. Referitor la locurile de muncă, la modul general, a românilor din vest, o parte dintre ei lucrează la negru. Dacă li se pune și partea asta, că să nu credeți că nemții nu doresc să lucreze ca să nu plătească taxe. Ba da, sunt și aici în Suedia, dau un exemplu, suedezi care angajează la negru. Dar poate așa, de conjunctură, și mi se pare că există o lege în care poți să angajezi pe cineva fără forme legale, dar o anumită perioadă de timp. Mă înțelegeți, ca și o fel de probă. Numai puțin, o să vedeți unde ajung. În Franța, în Italia, dau un exemplu și în special în Italia, zice eu, mulți români lucrează la negru, pe bani de nimic. Dacă li se propune să lucreze la alb prin una alta și spune, bă frate, uite, te poți înscrie la sindicat. Nu. Și proști și șmecheri. Și atunci când rămâne, cum îi zice, fără loc de muncă, are un accident, vai, 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 vai să mă salveze MEAE, consulatele, ambasadorii, 17.000 de voluntari dacă îi găsești, că și ei lucrează, și proști și șmecheri. Ăștia suntem. Dragilor, uite, mă uitam acum pe www. E greșit să generalizăm, trebuie să judecăm de la caz la caz. Nu, nu, îți spun, uite, când am făcut o chestie de genul ăsta care a făcut-o Adina și o felicit pentru ceea ce face și trebuie să continuăm să facem de chestia asta, eu vreau să duc o critică pozitivă la treaba asta și să spunem lucrurile până la urmă, tema este verde în față, da? Ei bine, românii vor să lucreze și pe bani mulți și cât mai puțin posibil să nu respecte nicio regulă, să nu plătească nici amendă, să nu plătească nici scat. Asta este adevărul. Și revin. Trebuie să ieșim din chestia asta, să fim și șmecheri și cu banii în partea cealaltă. Că acum n-am cum să o spun. Mă înțelegeți? Trebuie să ieșim din treaba asta. Sindicatele în România nu există. Ei bine, în țările din vest, ele există. Dacă le spui, bă frate, uite, te costă sindicatul 20 de euro. Scump. Și merge seara la bar și sparge 100 de euro. Mă înțelegeți? Și mai mult 2 zile. Și dacă îl dă afară angajatorul, zice, vai Dumnezeule, nenorocire, biserică ortodoxă, cruci, sfinți și așa mai departe. Ăsta este adevărul, dragilor. Și trebuie să o spunem pe față. Mai nasol e că sindicate avem, dar ele nu fac nimic decât zile de naștere, sindrofii și nu fac nimic din ce ar trebui să facă un sindicat adevărat. Haideți să că, așa cum vă dau soluția, pe www.mae.ro fiecare misiune diplomatică are un set de sfaturi la fiecare țară în parte. Și scrie, uite, am intrat chiar pe mai și o să pun link-ul special pentru Germania și scrie, consultați ghidul serviciilor consulare, informații-vă asupra situației de securitate din țara de destinație, respectați legurile și legile din țara de reședință. Mă înțelegeți? Eu am avut o chestie de voluntariat, avut 2-3 ani de zile, și se spunea primii pași în Suedia. Și ce făceam? Vinea unul acolo și spuneam, frate, vrei să-ți cauți de loc de muncă, vrei să-ți cauți unde să stai? Ascultă aici o oră discutăm liber, bem o cafea și mergi de aici cu o informație care îți va folosi. Și vorbeam de generalități despre legislația muncii, cum trebuie regulile de bun simț în ceea ce privește regulile de socializare, probleme de diferențe culturale, apropo de Germania care este mai rece, Suedia care este mai rece, Italia care este mozoleală și după aia a doua zi te iei cu ei de cap, mi se pare cunoscut, așa-i, da? Ca și în România, ca și în anunțele, mă înțelegeți? Nimeni nu discută despre șocul cultural când mergi într-o țară, când mergi în Anglia, când mergi în Franța, când mergi în Italia și așa mai departe. Toți se crezi Dumnezei, regine și regi și așa mai departe. Am venit de cucuieții de deal, mă duc la Milano și deja sunt rege. Este fals. Ești un nimeni. Asta trebuie. Ai venit într-o țară, trebuie să o spun acid și plastic. Mai devreme încercam să-i convingem pe oameni că sunt importanță și ea soarta în mâini și importanța rolului de cetățean și acum tu îi zici, nu ești rege, ești nimeni. Nici nimeni nu sunt, nici regi nu sunt, sunt cetățeni, ființe umane cu drepturi fundamentale și dacă ar cunoaște legile ar ști și să le apere. Exact, și acum vine la soluție. De fiecare dată, când merge cineva, mai ales de prima dată, într-o țară, să sune prietenii, să întrebe diferențe culturale, ce drepturi au, ce obligații au. Fiindcă nu vorbim de drepturi, dar nu vorbim de obligații. Mă înțelegeți? Ăsta este adevărul. Obligațiile ne sunt băgate în cap și de la școală și de la grădiniță și din familie. Despre drepturi nu prea ne vorbește nimeni. Nu de acele obligații vorbește. Nu de acele obligații cetățenești vorbește. Nu. Ci efectiv în momentul în care pleci într-o țară străină, informează-te în primul și în primul rând despre ce este vorba. Da. Deci nu-ți iei bocceluța, stai un pic, Gabriel, nu-ți iei bocceluța și gata, plec, mă duc să fac bani. Pentru că mulți asta fac. Vin. Deci îți dau un exemplu. Eu când am plecat în 2010 din București, aveam salariu, crede-mă, de 1200 de euro. Nu aveam nevoie de salariul nemților. Am venit și am muncit la munca de jos pe 800 de euro, Oleg. Deci despre ce vorbim? Dar am ales ce am ales? Civilizație, am ales respect, am ales să dau, dar să și primesc. Asta este ideea. Nu, Sunteți un caz mai rar. De regulă oamenii au plecat de aici din șomaj, de la nimic și e de explicat de ce oamenii nu știu gramatică, nu știu limbi străine, nu știu legi, nu știu geografie, s-au pornit în Elveția, s-au pornit la Genova și au ajuns la, cum se cheamă, la Geneva, ceva de felul ăsta. Exact. Acum începem să înțelegem ultimele fraze care le-ai spus și tu, Oleg, și Adina, și eu. Există o, cum să spun eu, ideea preconcepută că eu sunt centrul universului și toată lumea se învârte în jurul meu, indiferent unde sunt. Că sunt pe plajă la Mamaia, că sunt la Sinaia, că sunt în, eu știu, în Berceni, că sunt la Arad sau la Milano și așa mai departe. Este fals. Este fals. Noi interconectăm între noi. Și sfaturi utile până la urmă, că despre asta este vorba. Și dacă mergem chiar dacă am stat în Italia, într-o anumită provincie din nord, dacă mergem în sud în Italia, în Sicilia, vom vedea că există altă cultură. Chiar dacă tu știi limba și știi cum merg treburile, știi una alta, este altă chestie. Și de multe ori și de la sat la sat, de la noi în România sau în Basarabia, sunt chestii diferite. Nimeni nu ne explică treaba asta. Dar este și datoria noastră atunci când mă duc undeva, să citesc, să iau o broșură. Mă, cum este, ce limbă, ce chestii au. Nimeni nu spune, dau un exemplu de la chestii culinare, chestii interesante și așa mai departe. Primele întrebări care le face un român, un cocălar când vine în străinătate, zice, câți bani îmi dai? Unde stau? Hai să fiu ajutat. A, păi nu îmi dai atâta. Eu am auzit că e 2000 de euro. Păi zice, nu, uite, încep la 1400, vreo 600 de euro e chiria, 200 te costă mâncarea pe lună, 100 te costă benzina să mergi la lucru, tragi linie și de la 1500-600 de lună ai economisit, mai trimiți și acasă și îți mai pui în buzunar de lună la alta 200 de euro. Vrei să mai fumezi o țigară sau să mai bei un vin sau să mergi la un restaurant? Te-ai pupat pe portofel, nu mai există niciun ban. E șmecher și prost. Asta este. Și atunci stai să te gândești, nu mai bine stau eu la 700 de euro în România, în Arad, sau eu știu, la 1000, că în București sunt prețurile mai mari, plătești ce plătești și la sfârșit de lună ai 300-400 de euro în buzunar curat, frate. Dar vrem să fim și șmecheri și proști. Că acum n-am cum să spun, revin. Sunt plastic. Oamenii sunt diferiți și eu cred că e chiar bine și indicat când te duci undeva la muncă să întrebi cât vei fi plătit, unde vei fi cazat, cât costă drumul și tot așa. Pentru că sunt unii care se duc orbește și se trezesc duși de nas. N-ai înțeles nuanța, n-ai înțeles nuanța. Explică, Adina, te rog. Nu, Oleg, hai să spun o chestie. Știi cum se derulează un interviu de angajare în Germania? În primul rând, trimeți acel CV de care știe toată lumea, da? Deci, aici, fără acel CV și scrisoare de intenție, nu intri nicăieri, îți spun. Chiar și la firmele de intermediere de personal care se practică în Germania, da? Bun. Vei fi sunat, ești invitat la interviu, citește CV-ul. Oamenii care se duc la Sparanghel pun pariu că nu s-au dus cu CV-ul. Ăia sunt oameni sezonieri și ea nu muncesc mai mult de o lună jumătate, 2 luni, să zic 2 luni jumătate cu tot cu căpșuni. Că imediat după Sparanghel ies căpșunile. Înțelegi? Și oamenii ăia nu o să reziste, pentru că oamenii ăia trăiesc în containere. Dacă nu știai, stau în containere. Da? Nu o să le pună nimeni, niciun fermier neamț nu le deschide ușa să le pună casa la dispoziție. Într-un container cu apă curentă, cu căldură, poți să trăiești mai civilizat decât într-o casă în buricul Bucureștilor, în cartierul Uranus, de exemplu. Stai un pic, Eugene. Vrei să mă duc să-ți fac un live, să-ți filmez cum arată un container din acela după 2 săptămâni? Deci, te rog, deci la început e bine, după aia se împute treaba, da? Deci nu există igienă. Știi de ce? Pentru că vin după 12 ore de muncă la câmp, nici nu se spală, se dezbracă, dacă s-or dezbrăca, se culcă așa cum se culcă, pentru că beau, bineînțeles, ca să reziste celor 12 ore de muncă. Și despre ce vorbim? Să nu generalizăm, nu avem... că din nou greșim. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Trif, că de mult e la volan și vrea să ne povestească cum a trăit el în container. Nu vreau să vă povestesc cum am trăit în container, că m-a oferit Dumnezeu de a trăi în container, dar fratele meu a fost la căptuni, la căptuni în Germania și el a trăit în container. În condițiile în care te bagă într-un container, cum îi se spune, și stai câte 4 în același container în care ai, nu știu, 10 metri pătrați, nu știu care ar fi condiții. În paturi supraetajate. Da. Dar acum să completez din ceea ce am văzut eu, personal, cu ochii mei, de cât timp am lucrat ca și housemeister, în pensiuni, cum le spune, care erau administrate de firma la care am lucrat, într-o locație anume, are o clădire pe 3 nivele. Prima dată s-a ocupat nivelul de sus, mansarda, în care eu personal nu am fost de acord și m-am opus și am spus nu-i bine ceea ce faceți, nu-i bine și nu-i bine. Oamenii nu pot să stea în condițiile astea să mai ai pretenția să meargă și la muncă, da? La un serviciu, la unde să duc ei. Cum era? M-am dus acolo, era o cameră, să zicem, că erau 6 pe etaj și dau exemplu de o cameră care erau undeva la un 30 de metri pătrați, în care ne-au obligat să punem 6 paturi. În condițiile în care în alea 6 camere, o singură cameră era pentru o persoană, iar restul, mai puțin de 4, nu existau. În condițiile în care aveau o singură baie, un singur duș, un singur WC și o bucătărie mică și neutilată sau era ceva care, nu știu, depășea orice limită de igienă. Ei, să te gândești că oamenii ăia lucrau pe 3 schimburi și nu erau toți în același schimb. Deci lucrau fiecare, nu știu, unul era schimbul 1, altul schimbul 3, altul schimbul 2. În care era o hărmălaie și o nebunie și oamenii nu puteau să se odihnească. Vedeai cu ochii injectați zi de zi, erau obosiți, erau vai și amar de ei. Să te gândești acum când te duci în agricultură și lucrezi afară și nu te ține înăuntru dacă plouă sau dacă bate vântul sau mai știu eu ce altceva. Te duci la șparanghel, te duci și cu apa până la genunchi și l-ai adunat și cred că poate și pe live-ul nostru sunt care știu despre ce vorbesc. Așa se lucrează în agricultură. Ăla după 12 ore de lucru sau chiar să nu mai vezi 12, numai 10. După 10 ore de lucru îți spun eu că vine acasă în genunchi și nu-i frumos traiul în... Domnule Trif, o clipă, până intervine Gabi, vreau totuși să insist și la începutul emisiunii v-am făcut observație. Dacă ne privește un neamț acum, dă un apel la poliție, vă oprește în trafic și vă aplică o amendă pentru că șofați și vorbiți la telefon. Eu m-am uitat la ochii dumneavoastră și din 2 în 2 secunde nu v-ați uitat la drum. N-aș vrea să asist la un accident în direct sau la felul cum vă oprește poliția și vă amendează. Deci vă sfătuiesc și pe dumneavoastră și pe Gabi, ori trageți pe dreapta, ori nu mai faceți live-uri în timp ce șofați, pentru că vă puneți dumneavoastră viața în pericol, altor oameni viața în pericol și dați un exemplu prost altor români, pe care acum îi criticăm, că și șmecheri și proști. Acum și o să zică Gabi. Da, aveți dreptate, nu pot să vă contrazic. Da, exact. Dragilor, și cei care ne ascultă și rog să comenteze, să popularizeze Verde în Față, platforma de socializare directă și de dezbateri a Partidului Verde, toată lumea este binevenită și ne bucurăm că avem dezbateri aprinse, așa este și normal, vorba aia ține și de chestii culturale, dar discutăm la anumite limite care sunt în limita normalului, să zic așa. Dragilor, este o temă foarte vastă și foarte importantă și v-aș ruga să o reprogramăm. fiindcă sunt chestii bune de știu de către toată lumea și rolul acestor emisiuni verde în față ar trebui să fie și rolul de a educa atât pe noi, ca să cei care știu un pic mai mult să-și cizeleze anumite afinități, cât și cei care nu știu să învețe din ceea ce încercăm și noi să spunem. Și cei care ne ascultă și care pot să tragă de mânică câte un jurist, câte un avocat, câte un patron de firmă sau persoane care au fost în diverse situații mai bune sau mai nasoale, îi rugăm să ne contacteze și să facem aceste dezbateri. Un lucru vreau să spun, dragilor, nimeni nu spune de către, și apropo de sindicat, discriminarea la locul de muncă, indiferent de etnie, da? De chestii de hărțuire sexuală, violuri, crime și așa mai departe, unde românii și în special româncele au fost victime. Noi tema asta trebuie să o discutăm la modul foarte, foarte serios, nu așa în prisma faptului că este acest COVID în goana camionului. Nu avem ce discuta. Exact. Noi rog frumos că această emisiune, sunt niște tematici foarte importante și trebuie să le discutăm, dragilor, fiindcă sunt situații diferite în Suedia, în Italia, în Franța, în România și așa mai departe, imediat, Adina, dragă, și trebuie să le discutăm. Eu am făcut, am documentat o parte din chestiile legate de discriminare la locul de muncă, chestii de hărțuire, și este un fenomen foarte, foarte grav. Și aici îmi aduc aminte fenomenul, dacă nu mă înșel, sindromul româncilor din Italia, care vin acasă și efectiv sunt distruse. Noi trebuie să discutăm și de treaba asta și trebuie să ducem în emisiune inclusiv un psiholog. Avem foarte mare nevoie de informație cât mai utilă posibilă, cât mai oficială și de la sursă. Mulțumesc! Vreau să vă spun, Gabriel, noi n-am mai avut ocazia să stăm de vorbă când ne-am întâlnit la Bruxelles. Eu când am ajuns în Germania, după vreo 4 ani, după ce am învățat absolut tot și m-am documentat și nu știu ce, m-am înscris într-o organizație internațională care se numește Curaj. Și chiar te rog frumos ca să te interesezi de chestia asta. Special pentru a apăra drepturile femeilor maltratate sau discriminate sau... Și am pornit o luptă, îți dau cuvântul meu de onoare, pentru româncele noastre care sunt în pufuri. Și știi ce e la puf, da? Nu trebuie să-ți spun. Sunt căsătorit, bănuiesc doar despre ce e vorba, dar mă rog. Deci este vorba de celebrele bordeluri, da? Unde există matroană și ce vrei tu. Bun. Crede-mă că eu în zona în care stau am 8 asemenea bordeluri. Le-am luat pe fiecare la rând. Da? M-am dus și am stat de vorbă cu ele. Am încercat să le fac să termine de a-și vinde trupul. Din motive etice, din motive religioase sau de ce? Pentru că înțeleg că în Germania e legal prostituția. N-ar de face aici. Le găsești și românce 100%. Nu, dar de ce ați încercat să le convingeți să nu facă bani cu asta dacă poate altceva nu știu să facă? Din ce motive? Păi hai să-ți explic din ce motive. Statul german, dacă nu știi ceva să faci, îți oferă posibilitatea, în momentul în care ești șomer, să te recalifici, da? Pe banii statului german. Deci, cei de la forțele de muncă plătesc... Da. Îți dau șansa de a face Ausbildung, da. Plătesc cursuri de recalificare. Îți dau cuvântul meu de onoare, mă duc cu oameni la forțele de muncă care nu știu germană, și sunt de 5-6 ani aici și n-au învățat germană, pentru că toată lumea, când ajunge aici, muncă și iar muncă. Da, nu zice nimeni să nu muncești, dar învață germana de exemplu, cum am învățat-o eu pe stradă, în treabă, în stânga și în dreapta, sau sunt atâtea metode online. Toată lumea folosește internetul. Există cursuri online făcute de diferite persoane, gratuit, poți oricând să accesezi aceste lucruri. Numai că lumea nu vrea. Și revin la fetele noastre românce, da? Vreau să-ți spun că sunt aduse chiar de către soții lor, Oleg. Femei căsătorite, soțul stă acasă, se duce la sala de fitness și arată exact cum a zis Gabriel, șmecher, da? Și femeia muncește la bordel. Sau asuprite. Am avut caz și de genul ăsta. Li se promite, vino la servici că te bag la muncă în curățenie și 2 săptămâni o ține închisă, o terorizează psihic, da? Și femeia se duce mai departe. Sau, îți dau alt exemplu, clanuri, peste clanuri, soțul are datorie la nu știu cine, un pește, să zicem așa, da? Își trimite soția în Germania să muncească pentru acel pește, să plătească datoria soțului. Nu vrei să știi câte am aflat eu în cei 3 ani de activitate. Nu vrei să știi. Și am explicat clar, la toate fetele astea le-am explicat, că sunt fete tinere, Oleg. Nu vorbesc, că nu se duce una de 50 de ani ca mine să muncească la bordel, sub nicio formă, spun eu. Haideți, dar să ne gândim la o concluzie, ca idee, ca politicieni verzi. Ce să propunem pe viitor? Că se discută ades în politică. Când vrei să deviezi discuția la vreo problemă penală, aduci în discuție legalizarea prostituției sau te miri ce altă temă. Noi, ca politicieni, dacă vom fi întrebați, ce să zicem? Nu legalizăm prostituția pentru că, iată, în Germania continuă să fie exploatate femeile, să fie... Mai puțin. Da, eu zic așa, dragilor, eu zic așa, și cei care ne ascultă să fie pe fază ceea ce spun acum. Chiar mă aminte, am trimis la colegul nostru, Nelu Cosma, o concluzie pe mai multe domenii și vreau să mă refer. Aceste emisiuni legate de drepturi, locuri de muncă, obligații, indiferent că ele sunt în România sau în diaspora, noi trebuie să revenim. Și, dragilor care ne vedeți acum, să urmăriți verzi.ro și emisiunea aceasta Verde în Față, vrem să ducem multe informații utile, tocmai ca să vă fie vouă mai ușor, indiferent că sunteți în România sau în diaspora, atât cât putem noi. Și unde vreau să spun, există foarte multă lipsă de informație. Nu știm unde să căutăm, nu știm pe cine să sunăm, nu știm ce site este și așa mai departe. Fiindcă ne credem, mulți dintre noi, nu-i cazul la noi, bineînțeles, ne credem ceilalți care nu știu, buricul pământului. Și aici este o foarte... Noi trebuie să devenim un pic mai modești, să ne vedem lungul nasului și să spunem, bă, frate, nu știu, hai să întreb, unde să întreb? Și din 2-3 întrebări, nu știi la o persoană, întreb pe a doua, pe a treia. Și el îți va spune, mă, uite, du-te acolo și mai departe. Lipsa de informare naște monștri, naște victime, naște morți, naște abuzuri și așa mai departe. Eu mă gândesc cu groază pentru faptul că România, pe anumite domenii, nu găsește locuri de muncă, deci este penurie de locuri de muncă și noi mergem în diaspora să lucrăm pentru 200 de euro în plus la salar, pe bune, și stau bunici acasă și peste 200 și ceva de copii din țară stau fără mame, fără tate, fără mamă, tată. Mă înțelegeți? Și în condițiile în care, aici fac o paranteză, se nasc alte 100.000 de copii în diaspora. Mă înțelegeți drama aceasta? De ce ar fi o dramă că se nasc copii? E minunat, nu? Este o dramă. Nu, se nasc, dar trebuie să se nască acolo unde ar fi normal să se nască. La maternitate. În sânul familiei, vrea să spună, da? În sânul familiei, fiindcă la momentul actual cei din diaspora, rețineți. Ei nu sunt nici români, nu sunt nici cetățenii statului unde și-au reședința decât pot în documente. Fiindcă sufletul aici este în două luntri. Suferim mulți dintre noi, și cei de acasă, și țin de România, fiindcă nu suntem împreună. Și aici Verzi, eu cred că pot să vină cu niște soluții și trebuie să discutăm foarte apăsat chestia asta și trebuie să ne închidem o săptămână undeva, cei care sunt prin comisii și cei care ne simpatizează pe anumite domenii, apropo, lucrăm pe comisie și așa mai departe, pe genul de lucru și trebuie să, când ieșim din săptămâna aia, să ieșim cu programul gata făcut. Și eu cred foarte serios că de asta m-am băgat, am renunțat la o parte din activitatea mea civică, m-am înscris la Verzi tocmai pentru asta. Să vă cunosc pe voi, că sunteți minunați. Mulțumesc, Gabi, dar înțeleg că la o oră jumate de când am început discuția ne-am cunoscut destul. Pentru edițiile următoare vom reveni cu dezbatere pentru că mi s-a părut o formulă foarte interesantă și sper că până atunci domnul Trif o să se hotărască să rămână în casă sau să vorbească cu noi doar în condiții sigure. La fel și concluzia despre legalizarea sau nelegalizarea prostituției, tot pe dățile următoare le lăsăm ca să păstrăm suspansul. Acum, dar mulțumesc tuturor pentru participare. Lasă-mă să-ți dau eu concluzia. Totuși, acum, pe loc, da? Acum pe loc. Sau în privat? Nu, acum pe loc. Bine, educație. Hai să ne audă oamenii. Educație. Asta este concluzia. Educarea copiilor din clasele primare. Din clasele 1-4 să-i educăm despre absolut tot. Treptat, treptat, frumușel și să le facem și acest drept civic ca să știe ca cetățeni, viitori cetățeni ai României, ce drepturi și obligații au. Sper că cu această discuție am contribuit, măcar cu un dram, la mai bună educare a celor care ne-au privit. Doamnă Adina Tatu, domnule Eugen Trif și domnule Gabi Urs, ca să zic așa nume scurte, vă mulțumesc tuturor pentru participare. Ne vedem în seriile următoare. La revedere!